Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Scorpionii în aprilie vor fi ocupați să lupte pentru putere în toate domeniile vieții. Planetele care se rotesc rapid în taur în această lună prevestesc unele dificultăți în relații. Oamenii din jurul tău pot fi încăpățânați cu lucrurile mărunte, la rândul lor. Oamenii pot simți că ești nerezonabil de suspicioasă. În ciuda acestui fapt, fi sigură că nu este nimic groaznic de care să te temi, pentru că impulsurile înțelepte și pline de compasiune ale lui Saturn și Marte sunt în favoarea ta. Aceste energii te împiedică să te înclini în direcția greșită. Ele te încurajează să privești lucrurile dintr-un unghi diferit și te inspiră să arăți bunătate care generează zâmbete încredere și respect reciproc. Dacă ești copleșită de emoții, Saturn și Marte te redirecționează ușor către cele mai importante dintre ele. Drept urmare, conflictele nu durează mult timp, așa cum obișnuiau. Acestea sunt rezolvate într-un mod constructiv și benefic. Dragoste, în această lună, rezistă tentației de a intra în conflict chiar dacă ispite este puternică. Ar trebui să înfrânge ardoarea ispitei, precum și propria ta ardoare. Nu te grăbi, acordă prioritate contactelor, întărește-ți conexiunile, acest lucru îți va permite să construiești relații bazate pe sentimente sincere și pe termen lung. Sfat, în ciuda aspectului puternic, conflictele sunt mânite să schimbe zonele stagnante ale vieții tale. Luna aceasta, poți emana nu doar dorință, ci și înțelegere. Nu vei regreta. Vei avea tendința să te joci cu focul și vei reuși să nu te arzi. Riscurile de răni și arsuri vor persista în prima jumătate a lunii aprilie. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!